Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un eveniment care s-a desfășurat ieri, dar a continuat și pe parcursul zilei de astăzi. Este vorba de judecătoria Buiucani, care a decis aplicarea mandatelor de arest pe numele judecătorilor și executorilor judecătorești ce au fost reținuți. Acest subiect îl vom discuta în cadrul emisiunii de astăzi împreună cu Corina Stratan, avocat. Bună seara și bine ați venit! Și domnul Grigorie Novac, deputat PSRM. Bună seara! Bună seara! Domnule Novac, aș vrea să vă întreb pentru început. De fapt, aceste acțiuni care s-au desfășurat pe parcursul acestor două zile, cum ar trebui să fie interpretate? E vorba de o reformă a justiției? Este vorba de un pas de șlefuire a imaginii? Sau cum ar putea fi descifrate ele? Eu personal consider că și sunt departe de gândul că este o reformă a justiției. Reforma justiției nu se începe de la arestări și plasarea în izolator, nu se începe de la majorarea salariului, dar este o serie de acțiuni mult mai complexe și mult mai concrete, începând de la modificări a legislației și terminând cu mărunțișuri cum ar fi împuternicirii date unor actori care efectuează acel act al justiției, să zic așa. Ceea ce s-a întâmplat ieri, da, desigur, eu cel puțin nu țin minte că au mai fost arestați magistrați, însă așa, pentru 200 de dolari, 50 de dolari, nu știu ce acolo. Da, dar presa vehiculează de 18 persoane, e un număr relativ impunător. Exact, însă presa poate să vehiculeze multe, însă telespectatorii trebuie să înțeleagă un lucru. De ce acest lucru, de exemplu, nu s-a făcut în 2010, 11, 12 și tot așa până în prezent? Și nu, ca să înțelegem, justiția nu este doar pedepsirea celor care fac fără de legile, dar inclusiv avem Centrul Național Anticorupție, care are o direcție pentru combaterea spălării banilor. Unde au fost ei când, și apropo, dacă să desfășurăm ideea, există, avem Banca Națională, care urmărește, are pârghii de a urmări orice tranzacție. Orice bancă este obligată suma mai mare de 500 de mii să o raporteze Centrul Național Anticorupție. Iar în cazul în care nu o face, centrul la rândul său se dublează. Trebuie să bată alarma. Stați, domnilor, dar unde se duc banii ăștia? Cine stă în spatele acestor scheme? Și eu vorbesc aici despre curmarea din start a acestui flagel de spălarea banilor. Iar ceea ce avem și ce s-a întâmplat ieri este doar o consecință. Și noi nu avem nici certitudinea că vom putea întoarce acești bani, vom putea repara prejudiciile celor care au avut de suferit. De aceea, eu zic că nici pe departe nu este vorba despre o reformă a justiției, mai ales că suntem în campanie electorală și se dorește arunca puțin colb în ochi alegătorilor că uite că s-au apucat de lucru și pot. Eu personal, doamna Stratan, spuneți-ne, vă rog, cum este văzut în ochii unui avocat ceea ce s-a întâmplat aici și în contextul celor remarcate de domnul Novac, cel puțin 2 ani s-au lucrat la aceste dosare potrivit datelor oficiale. De ce atât de mult? E o perioadă mare sau e o perioadă optimă pentru astfel de dosare? Consider că acest termen în principiu este motivat de către Centrul Național Anticorupție prin faptul că deși ei au fost sesizați de către guvernatorul Băncii Naționale, de către domnul Dorin Drăguțanu, inițial aceste tranzacții au fost anunțate ca fiind suspecte, ulterior au fost anunțate ca tranzacții fiind limitate. Din câte am înțeles, Republica Moldova face parte din grupul celor 147 de state care colaborează în privința serviciilor de verificare, de constatare a infracțiunilor de spălare de bani. Am înțeles că Moldova nu prea s-a răspuns statului nostru la sesizările făcute de către noi, către aceste state, dar de acum eu nu pot să confirm acest fapt. Cert este faptul că, într-adevăr, a durat o perioadă destul de îndelungată, nu cunoaștem care sunt motivele pentru care s-a
pentru care s-a întins atâta termenul, ei justifică prin faptul că nu s-au acumulat probe. Un număr atât de impunător de persoane înseamnă că exista o rețea bine pusă la punct și până la urmă ne va interesa și cred că în cadrul acestei emisiuni vom discuta și unde au ajuns acești bani. O rețea de spălare a banilor sigur că a existat. Aceasta, deci interesant este că infracțiunea de spălare a banilor are întotdeauna în spate de fapt alte infracțiuni de contrabandă, de evaziune fiscală, de trafic de ființe umane. Dar, sincer, eu în calitate de avocat nu cred că judecătorii dați sau cel puțin judecătorii nu cred că au făcut parte în mod conștient sau în general dacă au cunoscut și au făcut parte din această schemă frauduloasă. Domnule Nova, judecătorii au făcut în mod conștient lucrul ăsta? Eu consider că da și pot să argumentez. Vă rog. Judecătorul este nu doar un bun jurist, nu este o persoană care a făcut o facultate de drept, dar este și o persoană care a trecut prin Institutul Național al Justiției, a trecut mai multe etape, dacă nu voi face referire la aceste etape, că doamna avocat le cunoaște, că sunt un șir de etape, inclusiv și procurori. Deci, fie noi avem o categorie de judecători incompetenți care pur și simplu nu și-au dat seama că sunt actori într-o schemă de spălare a banilor, fie ei au făcut-o conștient. Eu a treia componentă nu o văd. Cum judecătorul este acel actor care are acces la orice informație. Judecătorul când are dubii în privința unei tranzacții, el este în drept să facă demersuri oricărui institut din acest stat să-i facă lumină și claritate. Iar în cazul ce a încurcat, de exemplu, judecătorului X, nu vreau să dau nume din lista aceea, ca să se documenteze la Centrul Național Anticorupție, la Procuratura Generală, ori la Banca Națională. Nu au făcut-o. De ce nu au făcut-o? Deci, eu nu sunt judecător și eu îmi dau seama cum trebuie de făcut. Un judecător nu își dă seama ce trebuie de făcut și în ce mod. De aceea, noi vedem că, bine, presa a scris de mai multe ori despre îmbogățirea, nu știu, mai puțin cinstită a magistraților. Putem să o numim și îmbogățire ilicită. Dumneavoastră credeți că fie chiar și cu acele majorări de salarii care au fost în privința magistraților, sunt ei în stare să-și facă așa palate? Sunt ei în stare să conducă așa mașini de lux? Nu este așa. Și chiar să-i zicem, avem alți actori din tot acest cerc vicios până la urmă? Da, care pur și simplu închid ochii. Câte sesizări fac inclusiv avocații la CSM, că uite, judecătorul X a încălcat acolo, a încălcat dincolo, a făcut-o pe a treia, pe a șaptea. Se ajunge în cel mai rău caz, o mustare, nu știu de care, acolo. Noi despre ce vorbim? Noi avem CSM-ul care trebuie să le dea peste mâini celor care încalcă legea, dar de fapt avem un organ care îi protejează. Exact și în cazul dat. Noi avem... Haideți să începem, dacă țineți minte, când procurorul general în cadrul ședinței Parlamentului, Corneliu Gurin, ex-procurorul general, a spus că ei știau că se fură ca în codru. Ei știau că se face și el altă. Păi bine, da, dar totuși se operează cu o sumă fabuloasă, 20 de miliarde de dolari. Păi, aceste 20 de miliarde nu s-au furat în două luni de zile. Vă zic, istoria se trage din 2010, adică avem 6 ani când s-au spalat câte puțin, puțin relativ, din suma asta puțin, câte un miliard, două și tot așa până am ajuns la 20. Faptul că nu se reacționează, nu s-a dorit, nu a fost voință nici politică și nici nu au dorit să se dea peste mâini celor care fac aceste lucruri. Deoarece judecătorii în rusă este așa un termen care nu știu cum ar fi în limba de stat, cazlat pușenia. Găsesc pe cineva acum pe cine să dea vina și nici pe departe nu sunt atrași la răspundere. Dar cine-s beneficiarii acestor miliarde? Unde-s ei?
Noi credem, eu chiar aș vrea să văd care este finalitatea acestui dosar, că din câte cunosc acolo sunt vreo 20 de dosare penale, probabil careva o să fie comasate între ele, avem și executori judecători și avem judecători, însă, iarăși, chiar aș vrea să văd, și aici și doamna avocat poate vă confirma, dar cine o să le apere interesele acestor judecători, magistrați? Doamna avocat, spuneți-mi, vă rog, se invocă articolul 42, aliniatul 5 din Codul Penal, care, sub incidența care ar fi căzut aceste infracțiuni, ce riscă acești oameni? Păi, după infracțiunea care este acuzată, care este invocată domnilor judecători, complicitatea la spălare de bani. Pedeapsa maximă este 10 ani de zile de privațiune de libertate. Dacă în cazul în care se va demonstra că ei sunt vinovați de comiterea acestei infracțiuni, urmează ca să fie sancționați conform codului penal. Însă vreau să fac o remarcă. Deci, aceste hotărâri, din câte am înțeles, de încasarea datoriilor între aceste companii sunt adoptate printr-o procedură specială, prin ordonanță judecătorească. În acest context, instanța... Ce presupune ea? Haideți să deschidem, este o procedură specială aici, prin care instanța de judecată, printr-un act de dispoziție, dispune încasarea sumei. La înaintarea acestor pretenții, creditorul urmează să prezinte un act autentificat notarial sau un contract prin care să demonstreze faptul că, într-adevăr, acest contract are ca obiect o obligație financiară, pecuniară, care nu a fost executată și urmează a fi dispusă încasarea prin intermediul instanței de judecată. În acest context am să fac o replică domnului deputat. Instanța de judecată nu este obligat ca să verifice sau să se sesizeze CNAO sau alte instituții. Deci adoptă o soluție doar în baza pretențiilor și în baza actelor pe care le depune creditorul în instanța de judecată. Dacă judecătorul constată că acest act juridic are o deplinătate, deci corespunde și de atât de formă și fond, atunci instanța nu rămâne decât să adopte o soluție. În cazul în care, deci adoptă o încheiere de o ordonanță de încasare, ulterior o expediază părții părâte, dacă partea părâtă nu înaintează obiecții în termen de 5 zile, aceasta rămâne valabilă și respectiv urmează a fi încasați banii în baza ordonanței judecătorești. Acum noi nu cunoaștem. Am auzit procurorul de la Anticorupție a spus că au fost încasate sume în baza unor înscrisuri, unor copii Xerox. Vă spun cinstit, n-aș crede. Dacă s-a întâmplat într-adevăr acest lucru, că a fost dispusă încasarea sumelor bănești în baza unor copii Xerox, într-adevăr este o încălcare din partea instanței de judecată. Dar aici mi-apare o altă întrebare. Aici poate fi vorba nu neapărat despre o complicitate la spălare de bani, poate fi vorba și despre adoptarea unei soluții vădit ilegale, pentru că nu a avut probe într-adevăr care să fie suficiente, concludente, pentru care să se adopte o asemenea soluție. Deci astăzi colegii noștri au așteptat ca aceste persoane să apară în fața instanței de judecată și o bună parte dintre ele s-a spus că au refuzat prezența la proces. Este un drept? Cum se realizează? Da, este într-adevăr un drept și eu înțeleg pe judecători. Într-adevăr, judecătorii în principiu au o imagine bună în public, onorabilă. Deci este o profesie onorabilă și este foarte stânjenitor, jignitor să apari în fața lumii, în fața presiei, cu statutul de persoană învinuită pe un dosar penal și reținută totodată. Domnule Novac, vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere raportat la această epopee care se zicea că a început din momentul în care a fost bănuită și ex-viceguvernatoarea Emma Tăbărță. Există o legătură logică între aceste rețineri, între aceste persoane? Bineînțeles, având în vedere funcția deținută de doamna Tăbărță, undeva drumurile se intersectează, cu siguranță. Dacă era în funcție sau nu în acea perioadă, că doamna Emma Tăbărță nu mai este în funcție chiar din 2010, a fost mai încoace, pe urmă a fost demisă din funcție și aceste spălături au urmat și după, deci nu putem spunem toate păcatele pe o singură persoană. Da. Deci dacă fie înfăptuit o justiție corectă, haideți să fim obiectivi și să spunem lucrurilor pe nume. Referitor la
Ceea ce spunea doamna Sratan, eu sunt de parte să cred că judecătorii nu au făcut-o intenționat. Și vă zic de ce. Din lista asta de judecători, eu personal, prin instanțe, având dosare, nici pe departe, economice, erau altă categorie de dosare, am avut ocazia să dau ochii și să discut personal, fără avocat. Unor judecători, ca așa le arătam, domnul judecător, uite ce scrie în Constituție, nimic, canuca de perete. Atunci noi despre ce vorbim? Eu pot să dau și nume, dar nu cred că e cazul să le facem mare publicitate aici. O să vă spun cu exactitate după emisiune despre cine vorbesc. Persoane deci, și știți, eu nu mă bucur că cineva a ajuns în arest, însă să dea domnul să fie primul pas de a face justiție în Moldova. Însă sunt de parte să cred acest lucru. Referitor la acești executori judecătorești. Executorii, bine, este, lui dacă a venit cu actul în fața executorului, el este obligat să-l execute conform codului de executare. Și iarăși, aici avem acolo multe întrebări referitor la onorariu, dar dacă vorbim de onorariu din sumele astea, vă dați seama ce e onorariu. Și iarăși, a luat sau nu a luat onorariu? Dacă a luat un onorariu, din acest onorariu iar se achită la stat, dumneavoastră trebuie să cunoașteți. Da, impozitul pe venit. Și impozitul este destul de... Da. Și aici vorbim și de prejudicierea statului de două ori deja. Înțelegeți? Dar destul că s-au spălat banii ăștia. Dar și neachitarea, eu din câte cunosc, acolo nu s-au achitat și impozite. Deci intenționat nu s-a luat onorariu. Onorariu, cine știe cum a venit onorariu acela, nu s-a achitat taxa la stat și din nou s-a prejudiciat statul. Și aici iar vorbim de milioane. Doamna Sratan. Ce să zic, într-adevăr, din presă am înțeles că nu executorii judecătorești nu au reflectat, nu au încasat onorariu și, într-adevăr, aici poate fi vorba despre evaziune fiscală în cazul în care s-a dus un prejudiciu statului cu 50.000 de lei. Deci poate fi vorba despre dosar penal în cazul dat. Dar eu bănuiesc dacă, într-adevăr, se va demonstra că ei au fost participanți complici la această infracțiune, executorii judecătorești, aici ei au avut venituri nu numai din însăși tranzacții, dar au avut venituri, că am înțeles, însuși ei executau operațiunea de convertire din ruble rusești în euro și în dolari, ulterior îi transferau în alte state, cum ar fi Letonia sau Estonia. Deci, nu știu, urmează ca organul de urmărire penală să stabilească dacă, într-adevăr, au fost săvârșite asemenea fapte și dacă sunt probe în acest sens. Spuneți-ne, vă rog, astăzi colegii noștri de Breasla foarte mult au discutat, au încercat să găsească o legătură între ceea ce s-a întâmplat ieri și între cazul Platon. Vedeți că conducerea CNA-ului nu comentează nimic în privința implicării în această schemă a domnului Platon. Păi el nu are decât să nege, pentru că, într-adevăr, atâta timp cât se bucură de prezumția nevinovăției, atâta timp cât nu a fost demonstrat acest fapt, nu are decât, într-adevăr, să se apere și să nege complicitatea în aceste scheme. Domnul deputat. Eu nu pot să nu dau dreptate doamne avocat, deoarece atâta timp cât nu a fost demonstrat contrariul, prezumția nevinovăției este de partea domnului Platon. Când vom avea probe care nu pot fi puse la îndoială, care vor demonstra nemijlocit vinovăția dumnealui, atunci vom putea discuta despre complicitatea. Că a fost sau nu a fost, se vorbește mult, știți cum, prin piață se vorbește mult, însă nu tot ce se vorbește este real. Dacă spornim de la proverbul nostru moldovenesc, fără foc nu ies fum, probabil nu prea cred eu că a fost reținut și ulterior arestat dumnealui pur și simplu că cineva a vrut așa, însă am văzut că dacă se dorește tare, nu mai a fost emis mandat de arest și în aceeași zi a fost, până seara a fost și reținut. Chiar aș vrea să văd cum o să-l găsească pe un judecător care e psihotare. Fix așa, să emit mandat de arest, să văd cum Interpolul să lucreze în 2-3 ore să-l găsească. Noi am avut cazuri când la noi
Interpolul căuta persoane la noi care se plimbă și acum dăună la întâlnit pe stradă. Da, sunt. Foarte des întâlnit. Nu-i găsesc. Platon, iarăși, aici avem foarte multe semne de întrebare. Este el cetățean al altui stat? Noi știm că cetățenii nu-și... Eu am înțeles că totuși este. Este. El este cetățean, însă să nu uităm întâlnirile președintelui statului vecin, vorbesc de Ucraina, cu persoane influente de la noi de Republica Moldova, este vorba despre Plahotniuc. Nu, să nu uităm că Platon anume numele Plahotniuc îl rostește când spune că cine a fost beneficiarul furtului. De fapt, anticipați întrebarea mea. Totuși, haideți să vedem cum putem identifica, pe de o parte, din punct de vedere juridic, beneficiarii acestor spălări de bani și dacă aceste anchete, până la urmă, vor fi duse la bun sfârșit. Vom afla și noi marele mister. Prin investigații minuțioase, complexe, obiective, prin cercetarea tuturor circumstanțelor cauzei, prin audierea tuturor celor care se presupune că au fost implicați în această schemă, cred că doar prin astfel de investigații poate să se stabilească, dar nu știu dacă până la urmă va fi dus la capăt această anchetă și dacă vom avea și rezultate. Și tare mi-este frică că într-adevăr să nu suferi din această, în urma acestor investigații, persoane care au fost mai puțin implicate sau care nu au fost deloc implicate în asemenea schemă, iar beneficiarii să stea la libertate și să bucure în continuare de beneficiile pe care le-au avut de tras în urma acestor scheme frauduloase. Am întâlnit un termen, cel puțin mie mi-a tras atenția, era vorba de documente contrafăcute. Cum ar putea fi explicat acest lucru în procesul de judecat și cum ar putea fi utilizat? Acestea puteau fi documente, puteau fi niște contracte de împrumut false, puteau fi false, falsificate, fictive, să nu fi existat aceste datorii și prin urmare să se fie urmărit că într-adevăr să se spele acești bani să fie provenit din alte infracțiuni și pentru a le da o natură câtuși de cât legală, o altă proveniență, se insinuau careva contracte de împrumut, de obligațiuni dintre părți și respectiv se dispunea încasarea. Ideea este că au fost, deci prin aceste infracțiuni nu a fost prejudiciat statul nostru, din câte au declarat CNA-ul, dar a fost prejudiciată imaginea statului nostru. Au fost prejudiciate alte state și acum urmează de verificat. Poate și statul nostru a avut într-adevăr de suferit în urma acestor operațiuni. Avem 51 de percheziții efectuate la ziua de ieri, cel puțin. Pe parcursul zilei de astăzi mai urmau să fie realizate. Domnul Novac. Păi, e un număr impunător. Pentru a acumula cât mai multe probe, evident că se fac așa măsuri de investigații, cum ar fi percheziții la domiciliu, locul de lucru și așa de mai departe. Însă, ceea ce se ridică, temerea mea este că să nu mai dispară ceva important, nu că să se găsească. Eu am auzit așa o informație, cel puțin... Spuneți! Că aceste rețineri nu ar fi fost posibile dacă în timpul reținerii domnului Platon în Kiev nu s-ar fi găsit un carnețel magic acolo unde erau mai multe înscrisuri, date și așa mai departe. Este veridic sau nu cunosc. Însă, știți cum, gurile rele, așa și spun. Faptul că au fost plasați toți într-un izolator grămăjoar acolo, iarăși izolatorul CNA, este un fel de sanatoriu pentru ei. Eu nu cred că ei nu au posibilitatea de a comunica între ei și la fel... CNA-ul e CNA. Doamna Stratan, vă rog, văd că aveți o altă poziție, împărtășiți o altă viziune. Da, am fost în izolator, am lucrat, au fost audiați clienții mei. Din câte am văzut, este imposibil comunicarea dintre aceștia. Și eu cred că CNA-ul, din moment ce au pornit un asemenea dosar penal, au parcurs la asemenea acțiuni, cred că vor întreprinde toate acțiunile ca să interzică comunicarea între acești judecători. Nu cred că e posibil, dar
mă rog, într-adevăr. E corect. Șor tot a fost plasat în arest, tot a fost la CNA. La CNA. Acum stă bine, mersi acasă. Sincer vă spun, eu cred că această măsură de arest este una mult prea aspră pentru situația creată, mai ales că, da, este într-adevăr o infracțiune gravă, dar nu este una deosebit de gravă, iar scopul măsurii de arest preventiv este de a preveni, deci, cumva, influențarea martorilor, de a se eschiva de la urmărire penală. Eu nu cred că în acest caz poate fi vorba despre aceste riscuri, deoarece deja, dacă instanța de judecată a adoptat asemenea ordonanțe, deja ele sunt, aceste dosare, pe masa procurorilor de la anticorupție și nu cred că ar putea face ceva ca să influențeze cumva cursul urmăririi penale. Eu mă gândesc că aici ar putea fi un alt motiv pentru care să se aplice o măsură asemenea de drastică în privința lor. Este o chestie foarte importantă că în această schemă apare și Moldincom Bank, această bancă destul de cunoscută de la noi. Cum s-ar explica aceste lucruri? Ca Păi nu cred că doar o singură bancă. O singură bancă este implicată aici. Eu cred că s-a dorit ca noi cunoaștem cine este acționar la Moldincom Bank și s-a dorit ca cumva să dea atent că uite că are tangență și banca dat cu aceste spălări de bani. Nu este imposibil ca doar printr-o bancă să facă astfel de spălări de bani. Și vă spun de ce. Hai că să admitem că a trecut o dată, de 2 ori, de 10 ori, prin această bancă. Este imposibil ca BNM, CNA și Procuratura Generală să nu observe atâtea ori, să nu observe nimic. Și vă mă spun mai mult, au observat, fapt confirmat, inclusiv de procurorul, ex-procurorul general, care am făcut referire anterior. Deci, eu cred că lista băncilor este mult mai largă. Au fost făcute publice și schemele prin care se spălau aceste bani. Părerea dumneavoastră, sunt complete, nu sunt complete, trebuiau ele făcute publice, nu trebuiau? Dacă se dorește de a încălci ițele în această anchetă, care este una de lucru ușoară, deoarece în dosar figurează foarte mulți actori care sunt implicați mai mult sau mai puțin, atunci fă public și o să găsească pe cineva vinovat care cred că deja de mult a părăsit și teritoriul Republicii Moldova și așa mai departe. Nu poți să faci public o schemă. Cei care înțeleg în aceste scheme de spălare a banilor își dau seama că drumul duce spre el. El trebuie să stea acasă, aștepte până a veni cineva. Nu uitați când judecătorul a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău. Un inginer deja e psihotare. Apropo, un fost profesor de meu de la universitate. E psihotare. Câți deja au plecat? Nu putem să cunoaștem. Și câți un curs plece? Pentru ce se fac publici așa? La noi știți cum? Când este convenabil, cineva invoc secretul anchetei. Când nu trebuie, hop, și poftim, uitați, oameni buni, ea că noi înfăptuim justiție, noi facem, dar noi își bat pumnii în masă toți și, Doamne ferește, ce fac. Eu chiar aș vrea să văd, să vedeți cum, și o să vă amintiți de cuvintele mele, cel mult, 2 săptămâni, acum și o să înceapă mandate de arest pe numele judecătorilor și să înceapă tamtamul ăsta, atac la apel și așa mai departe. Și apelul respinge și apelul mai de 30. Exact cum a fost în cazul Șor, Platon, Filat și așa mai departe. Și suntem în campanie electorală și o să vedeți cum câte unul o să fie politicul o să fie mai important, mai ales cât mai aproape de ziua scrutinului, cu atât mai multă informație o să fie de genul ăsta. Și informația o să fie fel de fel. Când vrei să uiți despre ceva, se aruncă o informație periodică. Acum o să găsească iară undeva la Buicani, într-un apartament. O să fie o singură persoană găsită țapii spășitor? Păi nu o să găsească. O să vedeți că o să înceapă încetișor. Să vedeți judecători cum se începe îmbolnăvi. Eu vă spun, vă dau garanția asta. Chestie de 2-3 zile. Ia pucă inima, ficatul, stomacul, tot ia pucă. Că de obicei durerile astea apar în izolator. Și ați văzut-o în ultimul timp cum ceva leașnă. Și pe fonul ăsta se dă alt
flux de informații mult mai masiv, mai important. Și asta trece în umbră. O să vedeți. Doamna Stratan, începem de la scheme. Trebuiau sau nu să fie publicate? Păi nu știu dacă din moment ce, într-adevăr, cum a spus domnul deputat, ce ne-au dacă are interes, într-adevăr, invocă secretul anchetei. În alte cazuri divulgă absolut tot. Nu știu ce să zic. Depinde ce probe mai sunt pe lângă aceste scheme. Deci nu pot să mă expun acum la moment despre fapt dacă e bine că au publicat aceste scheme sau nu. Acești judecători care au fost arestați, din câte am înțeles, nu toți au o avere pe care o considerăm noi că o posedă fiecare judecător. Este așa sau nu? E un criteriu de a face poate această distincție, de a zice că au nimerit în acest joc necurat? Sincer, nu cunosc fiecare judecător ce avere are, nu am verificat, nu m-am uitat la declarație. Însă, unul din acești judecători care la moment este judecător la judecătoria militară, nu vreau să dau numele, poate se va simți cumva jenat, este fostul meu vecin, care până în 2015 mai, deci am locuit în același bloc. Deci acest judecător cunosc foarte bine și cert este lucru că are doi copii mici, unul în clasa a doua, un băiețel mic de 3 luni și locuiește împreună cu părinții. Nu știu ce fel de complice poate fi să fi fost la această schemă de moment ce trăiește în asemenea condiții foarte modeste. Și știu că chiar și automobilul am observat că nu-l folosește în fiecare zi, în fiecare dimineață pleca la serviciu cu rutiera și se întorcea la fel. Automobilul folosea doar sâmbătă sau duminica câteodată. Deci dacă ar fi fost într-adevăr și el un beneficiar sau ar fi fost un complice la asemenea scheme prin care s-au virat asemenea sume fabuloase, cred că situația lui financiară ar fi fost alta. Nu știu ce să zic. Cred că într-adevăr o parte din ei chiar își țapi spășitori în cazul ce dat. Ce viziune împărtășiți? Eu mi-am adus aminte un banc referitor la ce spune doamna avocat cu un vameș care, numai că el e cam în rusă, ты в теме, но не в доле. E ca așa și aici. Da, poate să fie așa. Trebuie să fie complici și nu tăman să fie avut un beneficiu material. Probabil putea fi constrâns, putea fi să-i dată. Putea nici să nu-și dea seama. Putea să vină o acțiune cu încasarea unei sume care nu este atât de mare, pentru că iată, din câte cunoaștem, s-a făcut prin mai multe instanțe, de mai multe ori, și putea să intuiască. Declarațiile de ieri a domnului Zembreanu și a domnului Morari pot fi interpretate ca aspecte politice, ca anumite indicații făcute anume la moment? Eu zic că tot ceea ce a fost la ziua de ieri nu este nimic întâmplător. Absolut. Dar nu avem un precedent în Republica Moldova. Sau cel puțin eu nu sunt la curent când să fie reținut atât de mulți reprezentanți ai legii. Păi ceea ce am spus anterior, o să vedeți câți o să fie condamnați. Și iarăși aici nu vorbesc să avem sentințe de dragul sentințelor. Să fie o sentință obiectivă, motivată, care ar demonstra din toate punctele de vedere vinovăția acestor magistrați. Iar dacă se dorește de ochii lumii, cine o să fie acei care o să citească sentința, cei o să examineze fiecare probă în parte cu... Eu vorbesc de cetățenii Republicii Moldova. Da, poate experții or sta și or citi printre rânduri. Dar majoritatea nici nu mai intră în esență, cum se face de obicei la noi. Da. Și să ne bazăm cine o să nu uităm că majoritatea judecătorilor sunt cunoscuți între ei. Ei de cine o să fie judecați? Tot de colegii lor care au stat pe un coridor, ori au activat în aceeași instituții? O apărați de cine o să fie? De aceiași avocați care se vedeau zi de zi practic cu ei și undeva îi făceau dreptate, undeva nu îi făceau dreptate și avocații la rândul lor se nervau și mai scriau plângeri pe ei la CSM și acum să încep și recuzări și ce vrei. Doamna avocat, pe ultima sută de metri, foarte scurt, spuneți-mi, vă rog, ce urmează să se întâmple acum, din punct de vedere juridic? Acești oameni, dacă vor fi găsiți sau nu vinovați, ei vor merge iarăși la lucru, CSM-ul va aplica o mustrare? Care e procedura? Aici nu poate fi vorba despre mustrare, deja, în primul rând, urmează să deruleze ancheta, urmărirea penală, să se constate, să se adune probe. În cazul în care partea acuzării
va considera că sunt suficiente probe, va merge cu dosarul în instanța de judecată. Urmează instanța de judecată să se expună, să constate dacă într-adevăr persoanele respective sunt vinovate de comiterea unor asemenea infracțiuni sau nu. Ulterior, desigur că acești judecători nu mai pot activa în calitate de judecători. Urmează, în cazul în care va fi constatată vinovăția, urmează să se aplice o pedeapsă care poate fi aplicată, deci suspendarea condiționată a pedepsei. Nu este neapărat să se aplice pedeapsa cu închisoare. Domnule deputat, și dumneavoastră, scurt, spuneți-mi, vă rog, odată cu aceste dosare, vorbim despre faptul că în Republica Moldova nu se mai spală bani? Nu prea cred. Este cam greu de dezvățat vulpea să mănânce găini. Faptul că dacă o să avem finalitate și cum am vorbit o să fie demonstrată vinovăția acestor magistrați, sigur că ceilalți vor pune pe gânduri că mâine poi mâine poate să vină și după ei. Să dea Domnul așa să fie, să avem o finalitate obiectivă și spună totodată și punctul pe toate, că noi nu putem să vorbim doar de spălări de bani, să fac multe alte chestii care de posedări de averi prin niște ordonanțe de ochiate, ori hotărâri care în genere spui mâinile în cap când îi citești. Doamna Stratan, domnul Novac, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Am reușit a discuta unele aspecte, această problemă fiind una mult mai voluminoasă. Pe parcurs o să mai revenim la aceste aspecte. Noi vă mulțumim pentru atenție, o seară bună, rămâneți alături de Accent TV. Pe curând! Thank you.